Astăzi expiră interimatul domnului Mihai Fifor la conducerea Ministerului de Interne, căruia îi mulțumesc pentru modul în care s-a implicat în organizarea alegerilor și pentru toată activitatea Ministerului de Interne într-o perioadă marcată de foarte multe provocări. Fac încă o dată apel către președintele Iohannis să lase deoparte jocurile politice și să renunțe la blocarea guvernului pentru a nu periclita funcționarea instituțiilor statului.